Așa ca să se știe, aseară pe la 11 noaptea, data de 22.10.2021. Că despre poporul meu, așa vorbește Domnul. Femei, se referea la mine Domnul prima dată. N-am să stau nepăsător, zice Domnul, într-o vreme ca aceasta, zice Domnul. Zilele și vremurile sunt grele, zice Domnul. Se dă o luptă pe viață și pe moarte, zice Domnul. Întunericul s-a lăsat greu, zice Domnul. Voi trece prin corturi, zice Domnul. Vreau să-i ridic pe cei apăsați și căzuți la pământ, zice Domnul, și să las vindecare, spune Domnul, și alinare în multe case, zice Domnul. Vreau să prind lumina și să fac dreptate, zice Domnul. Amin, da. Iată că unii gem și plâng, alții sunt loviți, zice Domnul, și alții batjocoriți pentru numele meu, zice Domnul. Ferice de ei va fi dacă va răbda până la sfârșit. Aleluia. Așa vorbește Domnul poporului. Oricare ai fi tu, vă vorbesc și la unii și la alții, zice Domnul. Nu mai este timp de pierdut, zice Domnul. Caută să adun cu mine, poporului. Nu risipi și nu arunca ceea ce eu ți-am dat, spune Domnul. Păstrează-te curat, zice Domnul. Nu da înapoi. Nu asculta de glasul celui rău, zice Domnul, căci va veni cu șoapte la urechea ta și îți va promite că va fi mai bine, că nu va fi poporul meu. Va râde de tine, zice Domnul. Stai treaz și veghează și lucrează cât mai este timp, zice Domnul. Am să-ți fac loc să treci, zice Domnul. Căci iată că se vor da legi, zice Domnul, care să fie ca niște piedici și bariere puse, zice Domnul, în care voi să nu mai puteți să lucrați, zice Domnul. Vă voi da înștiințări pe timp de noapte, zice Domnul. Veți fi puși la încercări, zice Domnul. Voi să nu vă temeți, eu voi vorbi prin voi, zice Domnul. Și are să vă lase să Amin, treceți, Doamne. zice Domnul. Căutați-mă și stați de vorbă cu mine. Nu vă lăsați amăgiți de minciunile lor, zice Domnul, căci vor veni cu lingușiri, zice Domnul, care va vorbi. Cei lesne încrezători va primi și va cădea în cursa lor, zice Domnul, că sunt unii și va fi chiar din popor, zice Domnul, care se vor da de partea lor, a oamenilor legii și fără de legii. Feriți-vă de ei, vor fi îmbrăcați ca niște oi, dar înăuntru vor fi lupi răpitori, zice Domnul. Vor fi dați pe față, îi veți cunoaște, zice Domnul, când veți sta de vorbă cu ei, zice Domnul. Vă voi lăsa un semn, zice Domnul. Acoperiți-vă în jertfa mea, stați lângă mine, zice Domnul, cam să vă dau de știre, zice Domnul, ca să fie dați de rușine, zice Domnul. Vă voi da o putere deosebită. Voi lucra cu semne și minuni. Și mulți vor cădea și vor pleca când vor vedea lucrarea mea, zice Domnul Mesia, care v-a chemat. Fiți tari, aveți credință, căci Domnul Dumnezeu vostru vă dă biruință. Amin.